Salut vărsători! Voi face citirea pentru relații luna martie. Vom începe cu relațiile unei femei. Să găsim o femeie cu ascendent, zodie, lună, plină, în vărsător. Ăsta e bărbatul. femeia. Uite. Femeia. Da? O femeie. Să vedem cum va fi relațiile. Relațiile unei femei. Da? Eu o să arăt acum cărțile. Este vorba de un contract. Un contract, o asociere, un proces. Nu putem spune aici, scuzați-mă, proces. Este vorba de un contract. O logotnă, o căsătorie, un contract, o relație, o decizie pe care o luați. Dar de obicei vă gândiți la ceva care este stabilit, contractul. Haideți să vedem 1. Scrisoare. În poziția scrisorii aveți scrisoarea al adică călătorului. În poziția norocului aveți ancorarea. În poziția vaporului, peștii. În poziția casei, berzele. Poziția voastră este în poziția pom pomului, deci este... Stabilite deja. Deci, poziția norilor 6, ursu. Poziția 7, urt oh, este șarpele, crucea. Poziția 8, sicriul, stelele. Poziția 9, buchetul este foarte frumos, soarele. Haideți să vedem. Deci, pentru o femeie, da? Voi poți lua niște decizii în funcție de o veste pe care o primiți de la un călător, un bărbat înalt, călă... care călătorește, aduce vești, poate să vă aducă o veste, o informație, o veste de la o persoană. Voi, această veste vă face să luați o decizie care să vă aducă bucurie într-un contract sau într-o relație. Poate să vă aducă bucurie, strălucire, căldură, soare, fericire. Cu atenționarea că întotdeauna soarele este foarte vulnerabil și este bine să îl păstrați în sanctuarul inimii voastre. Și iată că această. Aici aveți o femeie. Totuși, cineva care vă aduce multă suferință, v-a făcut nedreptăți, v-a mințit, v-a trădat și aici aveți gânduri negre legate de o persoană care v-a tot manipulat, v-a tot manipulat. <coughs> trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă această persoană va încerca să vă influențeze uh, eforturile voastre pe care le faceți pentru o afacere, pentru niște bani. Uh, deci trebuie să fiți foarte prudenți, fiindcă această persoană poate să vă influențeze destul de urât uh, această afacere a voastră, eforturile voastre făcute pentru bani. Voi sunteți cu gândul la o casă din câte știu eu și la celelalte le a apărut acest lucru, casa. Vă așteptați la o mutare, vă așteptați să se facă o mutare. O mutare care ține cont de această veste pe care voi o primiți. Deci primiți, vine călătorul, vă dă vestea și voi vă așteptați ca acum să apară această mutare, să se facă această mutare. Pe care voi o așteptați. Dar de -a legat de această veste, va fi o fixare, o stabilizare norocoasă. Fie că vă stabiliți cu locul de muncă, fie că chiar vă mutați cu locul de muncă sau vă mutați cu locuința și este ceva benefic, vă aduce noroc, vă aduce bine. Da? Să luăm în continuare să vedem ce se întâmplă pe partea asta, altă, tot cu berzele, cu această mutare. Aveați aici, așa cum am spus, gânduri negre, dar gândurile negre s-ar părea că uh, voi le legați de uh, o suferință mai veche, de o persoană care v-a adus uh, trădare, suferință, nedreptăți și vă gândiți că totul se va uh, transforma în strălucire, în speranță, în dorința voastră să vă atingeți un scop, să încheiați această perioadă grea și să vă gândiți la ceva nou. Tot la fel de bine acum îmi pare rău pentru unii poate să reprezinte și uh, o pierdere, o pierdere legată de o persoană, nu ne neapărat o persoană dragă, fiindcă nu apare nicio inimă aici, este vorba de, poate să fie despre o persoană care va a adus foarte multă suferință. Și se va încheia totul dar zic că vă eliberați cum ar veni, fiindcă aceste stele poate să arate și o eliberare. Această eliberare va aduce și o mutare, o mutare așa cum am spus cu locul de muncă sau cu locuința. Este ceva la care voi vă așteptați ca acum să puteți să faceți aceste schimbări, aceste mutări. Dacă ne ducem la pești care ar trebui să răsplătească eforturile voastre făcute, acești bani, fiindcă asta reprezintă pești, bani pe care îi obțineți prin eforturile voastre, prin munca voastră, acești bani vă dau posibilitatea să vă ancorați, să vă stabilizați să fie o stabilizare cu noroc, adică să puteți să faceți ceva, fie că vă mutați cu locul de muncă, fie că vă creați o afacere nouă, fiindcă aici sunt bani dintr-o afacere. Este ceva care vă aduce o fixare, o stabilizare și vă dă un aspect foarte benefic. Dar și aici. Dorința voastră, speranța voastră să primiți niște sfaturi de la o persoană mai învârstă, de la acest urs. O persoană care pare să fie un fel de frate mai mare, o persoană care vă dă niște sfaturi, vă îndrumă totuși, dar dacă observați, voi lăsați sfaturile lui, nu vă mai interesează și sunteți cu ochii la această mutare. La această schimbare, berzele, asta aduc, mutarea. Uh, soarele, da? Soarele uh, este în locul buchetului. Deci, înseamnă o relație, un contract, ceva care va duce, într-adevăr, bucurie, fericire, căldură, căldură sufletească. Uh, acest urs vine și vă dă niște sfaturi legate de uh, această fericire, dar uh, această fericire uh, urmează după o finalitate, fiindcă ceva se încheie în viața voastră, va urma altceva, dar uh, este și o eliberare. Pentru o femeie, să vedem acum pentru un bărbat. Iată că l-am găsit și pe el. Pentru un bărbat, ascendent, zodie, învărsător, relațiile unui bărbat, soarele. Fericirea. Asta vă doriți, fericire, strălucire, soare, va pune, să zicem, stăpânire pe voi. 1. Inelul. 2. O ceartă. 3. Norocul. 4 casa. Vine chiar în poziția 4. 5, voi, 6, păsările, 7, coasa, 8, copilul, 9, șoareci. Pentru un bărbat. Am putea spune că veți primi o veste legată de un contract, de o logotnă, de o căsătorie, de ceva care presupune un înscris. Dar acest lucru să știți că vă dă și o informație asupra unei pierderi. Veți pierde ceva, va fi și o pierdere. Un furt. În ceea ce privește sacrificiul vostru, nedreptățile pe care le-ați avut, trădările, s-ar părea că se va produce un accident sau chiar poate să fie și o problemă legată de sănătate. Dar va fi o rezolvare în final norocoasă. Adică veți avea norocul de partea voastră, chiar dacă va fi dificil, eforturile voastre vor fi încununate de noroc. Lăsați în fața voastră este această discuție, discuții pe care le aveți cu persoane la telefon. Dar aceste discuții dau această impresie de bârfă foarte multă bârfă. Bârfă cu discuție care este legată de eforturile voastre, adică ați făcut niște eforturi, ați muncit, ați realizat ceva, realizările voastre sunt încununate de succes și le discutați la telefon cu aceste persoane, dar, vedeți, aceste persoane, ele pot duce vorba de colo-colo, Aveți o ceartă cu cineva care, totuși, spera să obțină și el ceva. și dorea și el să aibă noroc sau ea, fiindcă va considera că nu e drept să primiți numai voi acest noroc. Deci aici veți avea și o ceartă legată de acest noroc, și poate că tocmai datorită acestor discuții. Deci încercați să limitați aceste discuții. Uh, discuțiile voastre sunt exact despre această pierdere, acest furt, care nu va fi prea mare, dar el vine dintr-un contract, care chiar în contract sau relație fie că e o afacere, ceva și de aici va fi această pierdere nu va fi ceva catastrofal dar totuși și voi o discutați la telefon și acest lucru, să zicem, nu vă ajută prea mult uh, și vă îndreaptă spre o finalitate legată poate de un copil se va încheia o dispută sau ceva legată de un copil sau poate să se încheie ceva legat de un aspect minor și rămâne o finalitate. Să vedem mai departe ceea ce lăsați cumva în urma voastră este această, să zicem, dorința de a primi o casă, așteptările pe care le-ați avut legate de o casă sau de o grădină. Deci voi ați avut niște așteptări și toate astea le lăsați cumva în spate legate de această casă, această grădină, veți reuși să aveți un contract. Să primiți o veste a acestui contract, să vi se spună că contractul s-a făcut. Dar uh, veți avea și o ceartă. O ceartă cu o persoană care își dorește să aibă la fel noroc cum aveți voi sau uh, își dorește ceva mai mult. Deci va fi o ceartă. Cert este că nu veți scăpa de o ceartă. O dispută care este legată exact de acest contract. Așteptările pe care le aveți legate de o casă. V-au adus multă suferință și am putea spune că această suferință va a adus și probleme de sănătate sau accidente. Și totuși, acest aspect se va finaliza. Ați avut nedreptăți, ați suferit nu știu ce legat de această, cum să spun, Așteptări pe care le-ați avut legate de o casă, dar totul se va sfârși, se va finaliza, și o să vă dați seama că a fost un lucru minor, ceva care nu avea foarte mare influență. Aceasta a fost citirea pentru voi, vărsătorii. Eu vă doresc numai bine. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și nu uitați dacă vă ajută aceste citiri puteți să dați un like, puteți să vă abonați, să transmiteți mai departe. Nu vă costă nimic și vă mulțumesc.